Că tot se apropie Paștele, am o poveste specială dacă pot spune asta și te întreb acum oare de ce spun asta. Ei bine, Paștele la noi români este acea perioadă în care te vezi cu toate neamurile, stai la un pahar de vorbă, în special de vin fiert, încingeți grătarul, puneți mititei, cârnații de pleșcoi, ceafa de porc, mielul și orice cărnuri aveți chef pe grătar. Faceți o catrincă mică, ciucniți un nou proaspăt vopsit de mamele voastre și vine și marele iepuraș cu ouăle lui de ciocolată și alte surprize pentru copii. Sau cel puțin așa știm cu toți, dar se pare că există o parte mai întunecată. Astăzi vreau să o povestesc despre cum eu cu un amic, hai să-l numim Dănuț, am luat parte la un ritual s***. Bine, m-am zis parte, eram într-o tufiș acolo cam la vreo 10 metri distanță. Deci se poate spune că am fost martori la un ritual s***. Pe repede înainte, te-aș ruga să lași un like chiar acum și dacă vrei să apare în următoarea poveste ca abonatul zilei, las un comentariu cu hashtag alegdinu și poate te aleg pe tine, cine știe. Toată întâmplarea are loc în satul meu de Baștină Căcănești, toată lumea știa pe preotul satului, Marian. Nu mai avea familie și nici măcar o viitoare soție. Cum ar spune el? Îl am doar pe bunul Dumnezeu alături de mine. Era un om destul de treabă și un credincios în adevăratul sens al cuvântului. Nimeni nu ar fi suspectat vreodată că Marian să aibă și o parte întunecată, pur și simplu, era un om cu prea mult bun simț. Dar mă rog. Pe la 11 ani, mai era o zi până la Paște, eu cu Dănuț, vecin cu mine la o casă distanță, luăm decizia, bine, mai degrabă el, că eu eram un fricoș și jumătate, ia decizia să merge la o biserică părăsită din sătucul nostru. Aici, în Căcănești, sunt două biserici, una abandonată, părăsită de viață și una funcțională, bineînțeles. Asta mai recentă s-a construit când aveam 10 ani, deci cu un an în urmă. Ăsta tot insista. Hai mă, să mergem să vedem și noi ruinile bisericii ăstia. Și până la urmă zic, bine mă, hai să mergem. Ăsta uita să-mi spună că în jurul acelei biserici se învârte câteva zvonuri de mai bine de 4 luni. Și anume că un curs satanic care avea loc acolo și ar face diferite ritualuri și sacrificii pe animale. Dănuț nu crede în așa ceva. Li se părea ceva chiar stupid, mai ales pentru vârsta lui. Dar și când a scăpat de acolo, am avut grijă să-i împuf frigiderul, stați liniștiți. Plecăm spre biserica abandonată și ca să vă faceți o idee, biserica respectivă se afla undeva pe la marginea satului și am avut de mers vreo 10 sau 15 minute pe jos. Că nu e un sătuc foarte mare, dar nici cel mai mic nu e. Și într-un final am ajuns și la biserică. Bine, mai degrabă ce-a mai rămas din ea. La cum arăta... În fine, am explorat pe acolo ruinile, personal a fost destul de interesant dacă pot spune asta, că e și destul de ciudat ca un copil să exploreze o biserică demolată, părăsită, vai de capul ei. Bine, acum a zis mult și explorat, sincer. Dar să vezi cu un loc, adică o biserică unde se țineau diferite slujbele și altele a fost așa pierdut cu timpul, e destul de ciudat. Și într-un timp așa de scurt. Chiar dacă nu sunt eu vreun mare credincios. Ne plictisim noi să ne tot uităm la pietraele alea și deja trecuse aproape o oră de cât suntem acolo. Și decidem amândoi să mergem acasă. Nu facem noi mulți pași și Dănuț se aude ceva și îmi spune. Bă, s-a auzit ceva. Ce mă? Nu știu, hai să ne ascundem, cred că e cineva pe aici. Ne ascundem noi în cel mai apropiat ufiș și îl vedem pe domnul Marian cu hainele sale de preot puțin sângerate. Adică pe hainele sale era niște sânge, cel puțin așa am crezut eu. Și mai era cu încă vreo 10 oameni. Afară deja începuse să se întunece și mi s-a părut că unii dintre ei aveau un fel de mască pe față, iar alții nu aveau. Și mai era unul cu un miel viu din ce vedeam pe acolo. Și Dănuț, după ce a văzut mielul ăla și fiind un mare fan filme horror, îmi spune... Bă, ăștia vor să sacrifice mielul înainte de Paște. Cred că vor face un ritual din ăla asta. Nu bă, n-are cum să mor tu. Normal că puneam botul la ce zice el, că eram amândoi copii și eu unul eram destul de credul. Da, bă, să mor eu. Dintr-o dată toți de acolo au început să cânte ceva, cânte ciudat într-o limbă pe care n-am mai auzit-o niciodată până la vârsta aia. Din mielul ăla care era în mijloc începea să iasă un fel de fum ciudat și s-a prins dintr-o dată niște lumini roșii. Bă, coaie, hai trecu să plecăm de aici că mor de frică. Stai mă să vedem ce se întâmplă. Tane, nu-i momentul să vedem mai multe, hai să plecăm de aici. Ne contrazice noi acolo și ne îmbrăcim puțin prin tufele alea și facem o leacă de zgomot. Se uită unul în direcția noastră și vine spre noi. Eram căcați pe noi de frică și Dănuț cu ultima putere în glas după față îmi spune...
Și în șoaptă, bineînțeles. Bă, la trei fugim. 1, 2, 3. Fugi. Și o luăm la sănătoasă de acolo și nu ne-am uitat nici măcar o secundă în spate. Ce aveți, tată, că în 5 minute eram amândoi acasă. Eu în acea seară n-am mai dormit aproape deloc, dacă e să fiu sincer. Însă, de dimineață, când am mers la magazin, că m-a trimis mama să iau pâine, era Marian cu încă unul pe acolo. Eu unul aș fi fugit, dar am zis să mă calmez, să mă controlez, să nu iese deloc în evidență și să le ascult conversația. Și dintr-o dată aud asta. Bă, Custer, super bun mielul pe care l-ai adus aseară, a picat foarte bine. Seara era aproape perfectă dacă nu dădeam eu ca bă, o suc de roșii pe mine înainte. Marene, tată, melul ăla e de la mama, de la Buzău, crescut cum trebuie, fără chimicale din astea. Dar acum, pe bune, chiar n-a avut nimeni un prelungitor să băgă și noi niște becuri una alta seară, că am stat cu lămânările alea. Nu, tataie, dar mi-a plăcut că a adus gheorghiță boxa aia și am putut să punem și niște manele chinezești una alta. Vă mulțumesc de vizionare, chat, nu uitați că e o parodie de Paște și trebuie tratată ca atare. Nu mi s-a întâmplat așa ceva, dar cred că ar fi fost destul de amuzat, sincer, în momentul de față. Acum, dă like-ul ăla, abonează-te și nu fi bulangiu, că știu că poți. Ne auzim altă dată. Pa, pa!